Parlamentul s-a transformat astăzi în Maidan, din nou. Aleșii s-au întrecut în jigniri și vorbe grele în Comisia de Muncă a Camerei Deputaților. Putiniști sau comuniști au fost câteva dintre apelativele pe care și le-au adresat parlamentarii. Partidul lui George Simion a venit cu pancarte pe care scria jos labele de pe copiii României. Reprezentanții AUR i-au acuzat pe socialdemocrați că susțin separarea forțată a copiilor de familii. Tot scandalul a plecat de la proiectul de lege al ministrului familiei Gabriela Firea pentru prevenirea separării copilului de familie. Legea a stârnit controverse aprinse și în rândul societății civile, care susține că proiectul ar deschide calea unor abuzuri. Dezbaterea este despre lege, nu despre afișele noastre. Vă vom da cuvântul să povestiți chiar și despre acele avertismente maoiste. Știți de unde vine? De nu să se o facă. Nu este comunism. Asta a fost atitudinea de gravitare. Dacă vrei. Dar are studii la Moscova. Și în America. Și în Austria. Cele din America se pun? Doamna, rugați-vă de ei după ședință să-și dea jos maoistul din cap. Dacă nu, și vreau să vă dea șaorma judecată. Noi v-am plătit salariile, au tras nici și indemnizațiile. Ia faza și dați recalcitranții afară. Pe cine chemi tu? Eu chem poliția ca să... Păi te potorează în solul. Nu dai pe nimeni afară, te fie clar. Nu dai pe nimeni afară, te duci din Băgăuna de unde ai venit. Eu chiar vă rog să rămâneți aici. Eu chiar vreau să rămâneți aici.